Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Leu. Etalare pentru noiembrie 2021. Am amestecat cărțile, o să vă transmit imediat mesajele. Însă, unul foarte important, dragostea îndură. Dragostea nu renunță și nu-și pierde credința. Dragostea este plină de speranță și stă în fiecare situație, stă în picioare. 43. 43 să vă reprezinte eventual sau 34, dar această carte mi-ar duce aminte de Biblie, de 1 Corinteni cu 13. Vă rog frumos, recitiți Biblia sau măcar fragmente din Biblie care să vă mobilizeze. Pentru unii dintre voi, da, este clar că treceți printr-o perioadă foarte grea. Știm bine că este și Saturn în opoziție cu Soarele Multora și ce planete mai aveți voi în Leu, dar Saturn acolo aduce niște karme de rezolvat. La capătul setului de cărți, interesant, se opri la miracole și binecuvântări. Dacă vă păstrați credința, și nu vorbesc doar de dragoste în cuplu, poate să fie dragostea față de voi, față de părinți, de familie, de frați, surori, dragostea față de Dumnezeu. Evident, dragostea are mai multe forme de exprimare și se manifestă față de mai multe persoane. Deci nu e vorba doar de familie, de soț, de copii. E ușor să ne iubim pe cei cu care ne-am obișnuit să trăim. Sau poate nu e ușor. Asta e. Trebuie să învățați să iubiți într-o anumită formă și treceți prin niște probleme tocmai ca să descoperiți. Interesant că apare leul și are coarne. Interesant, este un mesaj special. Leu, știți bine că înseamnă printre foarte multele simboluri, înseamnă și ego-ul, mai ales că are niște coarne. Aveți de lucrat cu ego-ul vostru, cu impulsurile voastre, primare sau mai puțin primare, în această dragoste care se transformă. Și în momentul, zic de transformat, pentru că apare numărul 13, care este similar morții, da? Nu similar. Mi-aduce aminte de cartea 13 din Tarot, care este pentru moarte și renaștere. Renaștere, transformare. Deci în momentul în care înțelegeți niște lecții foarte grele, intense, apar și miracole și binecuvântările, da? Cereți ajutorul eventual cuiva. Dar, pentru cei cu soarele lunii Venus ascendentul în nord în leu, o să mai iau un mesaj de la Angel pentru leuți și leuțe. Soarele lunii Venus ascendent în leu. Noiembrie 2021 sau perioada următoare, nu obligatoriu noiembrie. Ia. Un mesaj de la Angel. Dragii noștri Îngeri, Arhanghel de Lumină, un mesaj pentru leuți în această perioadă. Ah, deci asta este esențială. Și, ia uite, o legătură spirituală profundă. Unii dintre voi trăiți o legătură spirituală profundă versus o legătură karmică în care vă mințiți. Vă mințiți. Nu spun musai că mințiți voi sau că minte cineva. Ne mințim adesea când stăm în relații în care suferim mai mult decât suntem fericiți. Asta e clar. Eu zic că uneori e bine să vorbesc mai puțin ca să vă gândiți și voi la mesaj, dar clar. Uite așa aveți. O legătură spirituală profundă cu cineva. Cineva vă ajută să creșteți. Eventual voi puteți să ajutați pe altcineva, depinde și de stadiul vostru. Nu toți leii sunt în același stadiu, da? Nu toți oamenii, nu vorbesc doar de lei, de-aia zic mesajul variază de la om la om, da? Mesajul variază. Și chiar dacă suntem treziți spiritual, toți mai avem căderi, reveniri la anumite lecții neînvățate. În seria aceasta, interesant că de două ori a apărut eremitul, sunteți într-o tăcere, da? Noaptea întunecoasă a sufletului unii dintre voi, cei cu planete puternice, în mod special Soare în Leu. Da? Apare Leul într-o formă sau alta, dar apropo de 8, moartea egoului pentru creșterea noastră spirituală. Eventual aveți 2 de 8, transformare emoțională. Trebuie să învățați să lăsați în urmă cupele goale și să mergeți către 9 de cupe. Dar 9 de cupe, dragii mei, nu este acea dragoste plină de orgoliu, este dragostea sinceră, autentică față de voi.
Nici aceea în care ne acceptăm cu toate, da? Ci aceea în care vrem să creștem spiritual, da? Că e vorba de conexiune spirituală, de creștere spirituală. Cineva vă ajută eventual. Sau, repet, poate voi ajutați pe cineva. Dar, posibil pentru unii dintre voi, cineva vrea să plece de lângă voi sau voi trebuie să vă detașați de o situație. Interesant că în seria clarificatorilor apare 10 de spade, care iar înseamnă ciclu, care trebuie încheiat în poziție normală, a apărut și luna. Luna, iar element care ține de apă, poate cineva cu planete, aspecte puternice în semne de apă, vrea să încheie un ciclu dureros pe care l-a simțit în preajma voastră sau voi trebuie să încheiați acest ciclu și să manifestați latura luminoasă a emoțiilor pe care le putem manifesta în viață. O chestiune de feminitate, de receptivitate, știm, leul este reprezentat și de soare, deși se pare că anumite cărți nu au zodii. Soarele poate să fie orice zodii, de fapt. Dar leul este o energie masculină. Aici apare o energie feminină. Poate că mesajul este mai mult pentru femei sau un personaj feminin din viața voastră. Trebuie eliberat. Că eliberați voi, că se eliberează, vedeți unde este. Luna ține și de maternitate, de mamă, de secrete, de frici, frica de a pleca dintr-un loc, frica de a manifesta vulnerabilitate, frica de a manifesta feminitate contra, sunt femeile, uai, ce foarte masculine, contra, energia masculină care v-ați educat sau v-ați format. E o energie karmică, ați trăit relații karmice care vă învăța să fiți bătăioase eventual și trebuie să fiți receptive, trebuie să fiți deschise, vulnerabile. Chestiune de feminitate, dar repet, posibil cineva cu marcaj în semn de apă sau nu obligatoriu, dar am spus-o pentru că și-am primit mesajul. Eremitul, da? Eremitul, această lecție vă pune spirituală, foarte grea, vă pune la răscruce de vânturi. Între tăcere, între singurare și 10 de cupe. Dar 10 de cupe poate să fie o manifestare conștientă sau o iluzie care va aduce decepții. Depinde de voi. Azi, manifestarea corectă se face în vibrație înaltă și până nu ajungem în vibrație înaltă, că dacă cât timp suntem în ego și în emoții negative, în durere, în suferință, vom manifesta suferință. Vă spun din experiență, nu doar din cărți, dar și din cărți și din experiență. Acum am spus că, ia uite, împărăteasa, apropo de maternitate, de femeia divină. Cuplu, nu cuplu, poate să fie un cuplu epuizant în care se suferă, dar o situație în care vă simțiți apăsați sau cineva se simte apăsat. Puterea, da? Lupta pentru putere, strădanile, luptă încă nu vă mai puteți bucura de viață. Am spus că luna aceasta vreau să, sper că am blocat telefonul, nu mă deranjează nimeni, să folosesc și cărțile invers, așadar. Ia uite, interesant, justiția, o situație nedreaptă. Într-o chestiune care ține de finanțare, poate, sau de relație de lungă durată, că este 7 de monede. Relații de lungă durată, stabile sau de finanțare. Finanțe. Să vedem. Soare, lună, Venus, ascendent, mărunt în Leu. Noiembrie 2021. Central. 10 de spade revine. Clar că suferiți, dar trebuie să vă eliberați de suferință. Trebuie să renașteți. Dar, dragii mei, alegeți să renașteți într-o variantă frumoasă, nu într-o variantă de victimă, da? Aici este o cinstea față de noi, este corectitudinea față de noi. Vă simțiți trădați, dar poate și voi v-ați trădat, într-o formă sau alta. Sau cineva. Asul de cupe, dar a venit invers. Aici procesul de vindecare va mai dura. Nu puteți atrage o nouă dragoste, nu puteți atrage vindecarea totală decât pas cu pas. Poate că ați fost bolnavi, dar dacă sunteți într-un mental negativ, vă continuați starea de boală. Trebuie să fiți într-un mental pozitiv. O să clarific cărțile. Posibil, cum am spus mai devreme, cineva cu planete în semne de apă puternice vrea să se retragă din preajma voastră. Se simte trădat. Apă sau aer.
în cazul în care nu sunteți voi. Dar vedeți unde sunteți pentru că e etalare colectivă și cărțile vorbește despre voi și despre alte persoane. Regele de cupe în trecut, regele de cupe. Invers. Lipsa dragostei, emoțiilor sau emoții dezechilibrate. Repet, poate să fie cineva cu marcaj în semn de apă, puteți să fiți voi, poate aveți ascendent în scorpion și cuadratură cu planetele din leu vă zdruncină într-un fel, da? Vă zdruncină. E o energie dezechilibrată emoțională. Că e a voastră, că e a altei persoane, e o energie manipulatoare emoțională. Șapte de monede, invers. Da? Nu mai aveți răbdare? Ați obosit să lucrați în grădina voastră? Eventual. Sau roadele, interesant, roadele pe care le culegeți în anumite relații de lungă durată nu sunt prea dulci. Interesant, în viitor apare justiția invers. O nedreptate, un dezechilibru, eventual separarea de cineva. Clar, cu justiția invers este divorț, dacă nu este nedreptate. În prezent aveți magicianul. Dar zic, mare grijă cu cărțile, așa cum arată deocamdată această cruce celtică, mare grijă să clarific că acest magician, deși totuși faptul că a venit în poziție normală, clar nu este, nu este manipulator, manipulator este rege de cupe, cine o fi fost aici. Oricine poate fi, nu mai dau zodii, pentru că puteți să fiți cu planete în leu și în scorpion sau în rac sau în pește, da? Și să vă reprezinte acele cupe pe voi, nu pe alții. Și invers, spadele să vă reprezinte pe voi, nu pe alții, deși vedeți-vă, vă rog frumos, aș vrea să fiu cât mai neutră ca să vă găsiți poziția, pentru că mesajele sunt complexe. În prezent aveți magicianul, aveți puterea de a manifesta. Dar depinde ce stadiu. De-aia zic, dacă vă eliberați de 10 de spade, puteți să manifestați și vindecare și asul de cupe. Dar faptul că a venit aici, e în funcție de ceea ce manifestați. Da, a venit asul de cupe invers. E ce provocare. Dacă rămâneți aici, nu o să-l manifestați. Dacă vă eliberați de 10 de spade, se va manifesta. Totul depinde de cum gândiți. Interesant. Sfatul. Valetul de monede invers. E o chestiune de care poate aveți un copil cu probleme pentru unii dintre voi. Poate aveți probleme financiare și nu puteți să construiți ceva. O să clarificăm. Asul de spade, interesant a venit invers. Asul de spade, ce vă influențează eventual lipsa de comunicare cu cineva? Apropo că aveți magicianul și asul de spade în și justiția. Balanță gemeni vărsător, eventual. Lipsa comunicării cu cineva. Eu știu că lei în general sunt comunicative. S-ar putea cineva să nu vorbească cu voi. Dar, iar faptul că a venit invers, o să clarific. Rămâne de văzut ce se manifestă. Se dorește totuși în prezent manifestarea ceva. E o carte pozitivă în această poziție. Dar nu aș vrea să mă arunc înainte cu explicațiile până nu vin și cu clarificatorii. De ce vă este teamă de șapte de bâte? Că cineva s-ar putea să vă blocheze? Că anumite persoane pot să devină defensive? Sau că voi va trebui să vă apărați? Interesant, în justiție. Hopa! Poate că, da, va trebui să vă apărați. Vă este teamă. Interesant. Îmi pare rău, dar bine, eu citesc cărțile, vedeți unde sunt. Unde sunteți? Ce vă doriți, faetonul? Să mergeți către destinul vostru. E o carte pozitivă. Vă doriți să aveți victorie, o carte super victorioasă, dar trebuie să alegeți corect. Vă doriți să vă descoperiți destinul eventual după separarea de cineva? Poate vă doriți un rac pentru unii? Vă doriți o mașină? Ce reușiți să faceți, regina de monede, să vă păstrați echilibru sau să mai... Nu da să vă păstrați echilibru financiar, să
Să vă mențineți stabilitatea financiară. Regina de monede. Cavalerul de cupe. Cavalerul, valetul de cupe. Și împăratul invers. Asta este. Posibil să fie o manifestare. Vă eliberați de un împărat sau de dorința de control. Dacă reușiți să vă eliberați de dorința de control, învățați să vă exprimați emoțional și să păstrați stabilitatea. Poate trebui. Acest împărat invers este altcineva care încearcă să vă controleze. E cam greu pe lei, dar se poate. Pentru că lei totuși sunt emoționali și pot fi controlați, pot fi manipulați foarte ușor. Eu zic că pot fi manipulați și lei. Chiar dacă și ei au această tendință uneori și toți avem, nu contează zodii și pești și raci și eu știu ce alte zodii. Deci toți avem tendințe manipulatoare. Depinde de noi dacă vrem să creștem. Da? Renunțați la niște, da, la o suferință și crește spiritual. Eventual cineva vă ajută. Cu Marele Preu și Nouă de Spade vă ajută cineva să vă eliberați. Eventual, ori voi, ori altcineva din viața voastră, voi vă știți persoanele din preajmă, suferă din cauza unei culturi, a unei educații, Marele Preot, poate prea rigide. Suferă. Oricum. Aș vrea să rămân la. Ce reușiți să faceți? Interesant. Posibil cineva să vină să vă ceară scuze sau să. Da, dacă până acum s-a abținut cu împăratul invers, posibil cineva să vină cu niște emoții pe masă. Și acestea să creeze stabilitate între voi și acel personaj. Sunt mai multe mesaje, veți trăi și veți vedea care se manifestă, pentru că unele se vor manifesta la unii, altele la alții. În prezent aveți niște conflicte. Vă luptați. Doi de spade. Cineva v-a blocat la un drum, e distanță între voi și a fost un blocaj. Din acest motiv, lucrurile merg foarte greu. Iar apare regina de cupe invers. Tocmai din cauza că lucrurile merg greu și o distanță, nu se mai exprimă emoțional niște stări. Se dorește sinceritate într-o relație în care. Uite, a apărut șapte de spade invers. Se dorește sinceritate într-o relație în care nu s-a comunicat corect. Sau s-a fugit de emoții, s-a fugit de înfruntarea unor adevăruri. Complicată etalarea la lei. Complicată. Clarificăm 10 de spade central. Uf, 7 de bute. 7 de bute aici este. Justiția, interesant. O situație care ține. Uite și roata norocului. O relație karmică. Pe de-o parte, o relație karmică. O întâlnire care ține de dreptate. Dreptate versus nedreptate. Dreptate versus suferință. Roata norocului. Iar 7 de bâte care apare în poziția fricilor. Posibil să vreți să vă luptați pentru echilibru, pentru dreptate, dacă vi s-a făcut nedreptate. Și să schimbați energiile cu roata norocului. Dar văd multe. Văd și o întâlnire de destin cu cineva care vă poate echilibra. Sau voi puteți echilibra pe ei. Dacă îndrăzniți să fiți vulnerabili, asta înseamnă 7 de bâte, e o stare de protecție. Dacă nu vă mai protejați atât rănile și exprimați parte și din rănile voastre, e vorba de acel ego. Știm că, nu, și repet, nu vreau să mă fixez pe lei, dar unii avem această, și eu,
O trăiesc, o manifest uneori. Tendința să nu vorbim despre suferința noastră, despre trădări, da? Le ținem undeva în sufletul nostru neexprimate. Dar aici este justiția, de fapt, reprezintă echilibru, trebuie exprimate ca să se schimbe energia. Trebuie ceva exprimat. Spus oful, eventual. Vin multe mesaje, aș mai vorbi încă o jumătate de oră despre chestia asta, dar haideți să mergem mai departe. Totuși, acestea pentru că au fost venit așa aiurea. Mai vreau încă o carte pentru 10 de spade, o dată. Uf, asta vreau să zic. Ia uite, luna. Emoțiile negative. Luna și 10 de spade, cum am văzut mai devreme. Luna reprezintă mama, maternitatea, emoțiile. Trebuie să vă înfruntați niște emoții. Că vă doare, că nu vă doare, trebuie să vă înfruntați, este eremitul iar. Eu, dragii mei, eu nu vă asociez eremitul musai, văd iar magicianul zodii, fecioară. Dar dacă vreți, voi sunteți liberi. Fecioara nu înseamnă doar eremit. În fine. Și nici magicianul nu înseamnă musai gemeni. Dar asul de spade se poate manifesta un început după ce înțelegeți niște lucruri foarte, ia uite, întunericul acesta. Întuneric. După ce treceți printr-un întuneric, se va manifesta și adevărul. Cu răbdare. Chiar dacă aș vrea să fiu etalările mai directe și mai sincere, nu îmi place și mie să fie romantic, să fie plin de speranță, dar, nu știu, în acest etalar în care folosesc și cărțile invers, vreau să fie cât mai autentic. Asul de cupe invers, te rog, te rog, o dată. De două ori. De trei ori. Steaua, ce frumos. Aveți speranță. Aveți speranță că vă veți vindeca. Aveți speranță că va veni o nouă dragoste. Dar dați-i dreptul să vină. Că dacă stați în trecut, nu o să vină. Rugați-vă cu steaua. Eventual, un personaj important nu și-a arătat emoțiile până acum și vrea cu valetul de cupe să-și le exprime? Posibil. Vedem. Vedem. Ne simt așa o tristețe aici. Regele de cupe în trecut, invers o dată. De două ori. De trei ori. Și mă mâncă și nasul. Regina de cupe. De cupe de bâte. Sunteți voi regina de bâte, da? Cu regele de cupe. Invers. Ori voi nu ați exprimat dragostea, ori ei nu au exprimat dragoste față de voi. Unul dintre voi nu a exprimat dragoste, emoții. Eventual s-a exprimat mai mult, da? Uite, emoțiile sunt în subiect, în trecut. S-a exprimat mai mult pasiunea, a fost lupta. Ia uite, lupta pentru putere. Care are control, apropo de împăratul invers? Care are controlul? Care exprimă mai puține emoții? Da, poți să exprimi sexualitate, dar nu e suficient. 10 de cupe. Deci, puterea între emoții și 10 de cupe. Aici este lupta interioară, o luptă interioară. Pentru unii dintre voi, este și o manipulare emoțională prin sexualitate. Nu știu pentru cine o fi acest mesaj, dar pentru cineva este. Clarificăm 7 de monede invers odată. În ultima vreme. De două ori. De trei ori. Magician, interesant. Vreți să manifestați altceva? A apărut și în trecut și în prezent, da? Aveți niște probleme financiare clar sau de cuplu? 8 de cupe înseamnă depărtare. De ce? De secrete? Ori nu înțelegeți un personaj care este foarte emoțional, posibil. Nu-l înțelegeți. Dar magicienul și 7 de monede invers. Așteptați o finanțare clar din partea cuiva. Vreți să se manifeste, dar repet, dacă sunteți în această stare, nu vine. Magicienul în prezent. O dată. De două ori. De trei ori. 8 de cupe. Interesant. Iar emoții.
Iar puterea și reciprocitatea aici este. Mai dăm o carte pentru prezentul de cupe. O dată. De două ori. De trei ori. Visați. Un vis. Interesant. Și regele de monede. Posibil pentru unii cineva a încercat să fie, să pară, a încercat să pară mai... mai bogat decât este pentru unii. Acum. Ați încercat să vă îndepărtați de cineva cu marcaj în zodia Geminilor pentru unii. Un personaj care a venit de curând eventual și v-a dezechilibrat, să zic, curtea interioară, relațiile acelea de lungă durată în care lucrați, posibil. Ori ei au încercat să se separe de voi și în această perioadă au visat, ați visat. Eu mai dăm o carte, o dată, pentru prezent de două ori și viitor apropiat de trei ori. Ce ați vis? Ia uite, apă, visați la niște, la altfel de emoții. Opte cupe lasă în urmă cupele goale pe care le-am văzut mai devreme și merge către nouă. Este un vis în care, este un vis, o speranță, visați eventual noaptea și face parte din manifestarea voastră. Visați la altfel de emoții, pentru că emoțiile în sufletul vostru sunt destul de negative, fără supărare, da? Lună și 10 de spade. Cât e o persoană, cât mai multe, că s-au strâns de-a lungul vieții, emoțiile sunt destul de negre cu 10 de spade. Și aici este un vis. Cineva eventual vă învață, vă îndeamnă, vă inspiră. Și totuși o separare între voi și acest personaj. Turnul. Mai dăm o carte să ne ce vine după turnă, data, în prezent. De două ori, de trei ori. Justiția, dar un pic așa, pe... Se dezechilibrează lucrurile. Ori în viața voastră, ori în viața lor. Apare un dezechilibru din cauza... Mai. Posibil din cauza unui semn de apă. Pentru unii. Pentru unii poate aveți o balanță un pic dezechilibrată, în preajmă, în visuri, în gânduri. Nu știți cum să manifestați. Se dorește comunicarea, valetul de cupe, da? Da, pasiunea. Voi vreți să se comunice emoțional? Se va comunica emoțional, că apare în viitor, da, valetul de cupe. Puteți să fiți voi aici la foc sau poate să reprezinte pasiunea dintre voi. Vreți ceva nou, să manifestați ceva nou. Oricum, personaj care încă intră un contract și trebuie să renunțe la contract, ei, voi, vedeți, lucrurile sunt subtile. Repet, de câte ori pot, nu vă fac eu scenariul, vi-l faceți voi, eu vă citesc cărțile care vin. Clarificăm valetul de monede ca și sfat. O dată, invers. De două ori. De trei ori, valetul de monede studiază. Deci o fi venit invers? Ia să vedem. Trei de monede. Și șase de monede reciprocitate și magnetism. Deci, nu vă mulțumiți doar cu... Aici este valetul de monede, de energie destul de mică, valetul de monede, da? E o întâlnire, o discuție, ceva, e o monedă. Poate să fie și un dar de bani, poate să fie și o întâlnire, da? E un gest. Dar ideea este să nu vă mulțumiți cu atâta, să încercați să construiți într-o formă sau alta. Se dorește oricum reciprocitate. Doi monede, șase de monede și magnetism într-o relație în care există o atracție foarte mare. Mai dăm o carte pentru sfat o dată. Uf, ia uite, valetul de cupe. Și acesta este... invers. Mai dăm o carte pentru sfat. O dată.
De două. De trei ori. Roata norocului. E un anumit timp. Roata norocului înseamnă și timp divin. Deși se dorește construcție, sau rămâneți în speranța aceasta că se va construi, că va veni dragostea, că va veni vindecarea, e un anumit timp. Aveți încredere în timpul divin. Chiar dacă nu s-au exprimat emoții, chiar dacă nu s-a construit ceva, există potențial de creștere. Dar pentru acesta trebuie și voi să vă eliberați de niște emoții, eventual și ei, da? Că așa se întâmplă, repet, se întâmplă pentru că oglindim. Dacă știți, o să vorbesc și eu, nu știu când, dar o să vorbesc cândva despre cele șapte oglinzi eseniene. Dar reflectăm din experiențele celor din preajma noastră, într-o formă sau alta. Clarificăm, te rog frumos, astfel de spade invers, odată. Influență exterioră. De două ori. E un început, de trei ori. Care nu s-a manifestat până acum. Patru de spade. Posibil cineva cu marcaj în semnul aerului. Meditează la acest început. Și vă influențează și pe voi așteptarea aceasta. Da? Așteptarea aceasta. Meditează, trebuie să se vindece de un trecut ca să se poată manifesta, să se elibereze de niște karme, că vă justiția pe orizontal, apoi cu capul în jos, da? Și astfel e iar săracul cu capul în jos. Cineva trebuie să mediteze la o separare de un trecut ca să se poată manifesta începutul. Logic. Eventual, în sufletul vostru, acest personaj cu marcaj puternic în semn de aer, pe care nu le înțelegeți, nu puteți să-l definiți pe acest personaj. Îi mai dăm o carte pentru influență exterioară. O dată, de două ori, de trei ori. Asul de spade. Ia uite, asul de spade a fost clarificat, asul de spade invers a fost clarificat cu asul de spade. Deci va fi un început. Al cuiva, al vostru sau al altei persoane, dar pentru acest început trebuie analizat cum se eliberează persoana de trecut de relațiile karmice. Că cineva se eliberează de voi și începe ceva nou și vă influențează, iar posibil pentru că apar frica că cineva pleacă. Posibil. Dar, dragii mei, dacă cineva pleacă și vă aveți posibilitatea să începe ceva de la 0, de la 1, da? Este șansa voastră. Deci, am zis, ei sunt foarte, deci mi se par din ce în ce mai captivante. Iar nevoia de a alege, de a face planuri, asul de bâte, da? Regina de cupe. Cine e această regina de cupe, o persoană emoțională, față de care s-a născut o pasiune? Da. Vedeți unde sunteți, pentru că e o etalare complicată și vreau să fie cât mai autentică. Clarificăm șapte de bâte în poziția fricilor o dată, de două ori, de trei ori. Doi de cupe. Împăratul. Wow, 10 de monede și asul de cupe. Cineva își găsește sufletul pereche și vă este teamă. Wow, ce simt la nivelul acesta, ceapre inimii. Pe de o parte. Pe de altă parte, vă este teamă că nu vă găsiți voi sufletul pereche. Sfrici? Lucrurile sunt complicate, complexe. Știu că vreți scenarii fixe, dar nu pot. Îmi pare rău. Vă rog, găsiți-vă mesajele. Eu zic că toate mesajele sunt foarte interesante. Faetonul ce vă doriți odată. De două ori. De trei ori. Am vrut două să iasă. Focul, pasiunea și șapte de cupe. Visați la cineva. Personajul acesta este la distanță. Vă doriți să vină spre voi, eventual? Și știți că și ei trebuie să aleagă ca să se manifeste începutul. Wow, de ce stăram! Așa o apăsare, o presiune. Pe de altă parte, dacă cineva vă părăsește, repet, că trebuie să vă dau această confirmare. Dacă cineva pleacă de lângă voi, pentru că cineva pleacă, nu știu dacă din altă parte sau de lângă voi, ca să se manifeste un început. Deci eliberarea și începutul unei persoane
vă influențează. Logic. Nu știu. Eu așa văd. Dacă cineva pleacă din viața voastră, eu zic să vedeți lucrurile cu optimism, ca pe o victorie. Am șansa să mă redescopăr eu, semn de foc, pasiune, să-mi ard carmele, că aici este și un foc, este și fum, să-mi ard carmele și să manifest cu pasiune, cu pasiune și victorie, alte opțiuni. Opțiuni. Sau alte visuri. Da, tot aia e. Ia uite, să iau de la zero. Deci. Dar depinde cât de înțelept sunteți. Asta este. Clarifică în justiția inversă în viitor odată. De două ori. De trei ori. Adică, dragii mei, lei sau orice alte zodie sunteți aici și ascultați. Și vă zic din experiență că și eu am suferit foarte mult în dragoste și în viață. Foarte mult am suferit. Dar și încă mai sufer uneori. Pentru că asta e. Suferim și creștem. Suferim și creștem. Eremitul. Da? Creștere spirituală. Lecțiile sunt grele. Când cineva vrea să plece, vrea să plece. Este șansa noastră să ne redescoperim și să începem ceva nou într-un anumit timp divin, roata norocului, da, roata norocului, cu altcineva sau în alt context, dar el face parte din lecția noastră, da? Nouă de spade. Clarificăm. Da, vă stresează în viitor, vă stresați la această separare eventuală dată a voastră a cuiva. De două ori. Mai dăm justiția invers. De trei ori. Împăratul. Ia uite, împăratul. Uf. Cred că acest împărat care vine un pic dezechilibrat se separă de cineva. Împăratul e o energie foarte înaltă. E bine că în viitor apare în poziție normală, invers apare acum, în această perioadă, în viitor, că poate fi peste o lună, două, trei, da? Acest personaj probabil se va separa de cineva care aduce multe griji, mult stres și se va redresa. Interesant. Și atunci, ce reușiți să faceți pentru unii? Să fiți personaj de sprijin pentru acest personaj care, wow, care trece posibil, se desparte ca să înceapă. E un 4 și aici, este un 4 și aici. Și am și fiori. Personaj care trece prin multe probleme. Trebuie să-i fiți alături. Că vă este soț. Că va fi un viitor soț. După un alt soț. Iar variază. Sau un om care va fi un om important în viitor, dar trebuie să se libereze de o karmă, justiție invers, de un contract, de un stres. Și atunci, ca și final, ce reușiți să faceți regina de monede? Să fiți în echilibru, ia. Regina de monede. Of! Câte cărți au sărit? Da. Uite. Valetul de spade și 10 de bâte. Trebuie să discutați. Trebuie să discutați deschis despre niște chestiuni care apasă. 10 de bâte apasă. Pe, așa cum sunt. Mă simt și eu acum. Mă simt că mă apasă niște lucruri, da? Niște energii. Preluate în aceste etalări. Vă apasă ceva. Discutați. Și regina de monede oferă stabilitate. Nu neapărat bani. Ia uite, asul de cupe. Apasă dorința de a începe ceva. Asul de cupe nemanifestat aici. Aici e provocare. Cum să manifesti? Se va manifesta, dar trebuie să discutați deschis și creat un ambient stabil. Regina de monede de energie feminină pentru, stabilă, pentru un bărbat sau energie masculină care, poate să fie femeie energia masculină, care e obligată să-și descopere feminitatea, da? Cum am zis mai devreme. Wow! Clarificăm împăratul invers odată. Două. Dragostea îndură. Cinstea este corect, este importantă de două ori. Trei ori. Magnetism. Aici este acest personaj. Are o atracție pentru voi. Da? Este la distanță. A fost o separare. Da? Moartea. Moartea și renașterea. Posibil o nouă lume, un nou capitol începe între voi doi. Uah, deja nu mai pot. Vă rog. Vă rog. Fiți deschiși,
Repet, nu pentru că sunt alorile mele, dar pentru că sunt atât de complexe. Eu le văd de la lună la lună, de la zi la zi, din ce în ce mai complexe. Ascultați și voi cu atenție și găsiți-vă locul printre toate aceste sfaturi. Nu uitați că fiecare carte, inițial pusă în crucea celtică, reprezintă o întrebare. Uneori, toate pot să vină într-un singur punct. Alteori pot să fie paliere separate în viață, da? Vă rog să discerneți și vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Vă iubesc, vă îmbrățișez strâns pentru că știu că treceți prin niște situații. Vă îmbrățișez strâns, strâns, strâns și vă doresc să vă păstrați credința. Vă pup, numai bine, ceau, ceau!